Salutare tuturor, Andrew aici cu un Market Outlook pentru săptămâna aceasta de pe 6 decembrie astăzi morți până pe 9 decembrie care este ziua de vineri. Este prima săptămână full, așa să zic, din decembrie și avem și câteva știri joi și vineri care s-ar putea să împingă prețul într-o anumită direcție. Dacă ne uităm pe Forex Factory, site-ul pe care îl folosesc pentru știri, vedem că marți, astăzi, nu am avut foarte multe știri. Mâine, miercuri, o să avem doar câteva foarte mici uh, cu galben, yellow folder, care nu au un impact foarte mare decât pe CAD, dar noi nu tranzacționăm în general oil sau USD CAD sau așa mai departe. Uh, joi avem știri pe euro, avem un speech făcut de Lagarde uh, la European Central Bank la ora 2, ora României. Și avem și An Employment Clamps pe USD la ora 3:30 care o să aducă o mică volatilitate pe piață. Vineri, în schimb, avem știrile cele mai importante și anume Core PPI și PPI pe USD la ora 3:30 România, ora României, care din nou o să aducă o volatilitate și niște mișcări destul de măricele pe paritățile cu dolar. Acum hai să ne uităm și pe analiza tehnică pe chart deci ne vom muta imediat acolo. Avem aici chartul pe dolar pe dollar index, currency index, care poate, poate nu mulți trader folosesc chartul DXI pentru confluență, dar mie îmi place să analizez ambele și DXI-ul și paritățile mele pentru că mi oferă o direcție mult mai bună și niște confluențe mult mai bune în executarea unei tranzacții. Dacă ne dăm pe timeframe de 4 ore pe DXI, vedem că am avut un push aici, un spike pe NFP, după care am al low -ul. Și acum mergem ușor să umplem tot week-ul și eventual să venim mai sus. Dacă ne mutăm pe time frame de oră, vedem că aici avem un mic imbalance în zona de sus, deasupra la nivelul de 1.06. Și prețul acum apare, asta este zona pe care o trasasem chiar de uh, ieri, mi se pare. Așteptam să fie retestată. Am venit, am retestat, am dat și confirmările pe 15 minute și acum consolidăm ușor ușor în sus. Cred că eventual o să luăm și acest high astăzi, uh, până la sfârșitul zilei sau avem un break of structure în sus pe time frame de o oră deasupra acestui nivel sau dacă nu, eventual o să reacționăm din zona în care ne aflăm acum o mică reacție bearish și o consolidare bearish până mâine și mâine să avem acel push puternic overall, pe această săptămână mă aștept ca dolarul să aibă un push mai măricel da, deci să vedem ceva de genul și eventual să retestăm nivelul de 1.06 înainte de a pleca din Oberi și către acest low. Eventual putem să venim chiar mai sus, în nivelul ăsta de aici sau în zona de flip pe oră la nivelul de 1.06.4. Dacă ne uităm pe euro se vedem că avem în momentul de față un drop destul de frumos. Analiza a fost dată studenților din mentorship. Dacă doriți să intrați și în mentorship să vă aprofundați cunoștințele de trading și să aveți și analizele mele zilnice aveți un videoclip în descriere cu mai multe informații, dar practic... Așteptam zona aceasta de sell și am avut și un sell luat acum intraday din această zonă mi se pare 1.0515 și a fost închisă la 1.049 pentru un total de 1 la 5 risk reward. La fel și pe GPP USD am avut un sell pe London Open 1 la 8 foarte frumos un drop de 40 de pips. Dar în continuare ce vreau să văd uitându-mă la time frame de o oră Aș vrea să văd acest low fiind luat, lichidat, după care din nou o reacție bullish și o continuare bearish și pentru că vreau să văd acest low de la 1.043 să fie luat în aceste zile. După ce acest low este luat și acest obiectiv de lichiditate este îndeplinit, o să, înainte, bineînțeles, că acest low să fie luat, dacă avem setup de sell, o să le iau până se îndeplinește acel obiectiv. Deci dacă astăzi se respectă low-ul și consolidează din nou în sus, mâine o să mă uit din nou pentru sell-uri să luăm primul low aici, prima, prima lichiditate și a doua lichiditate la nivel de 1.043, înainte de eventual buy. Overall, 4 ore, aș vrea să văd euro că se duce sub acest low, 1.042 în această săptămână, după aia să avem un mic retracement și încă un drop și aș vrea, știu că este un target puțin nerealistic, dar aș vrea să văd nivelul de 1.02 că va fi retestat pe euro până la sfârșitul anului și după aia să avem către ianuarie și în principal în primul trimestru al anului 2023 să vedem un dump masiv pe dolar și uh, o recuperare foarte mare pe euro chiar până la nivelul de 1.10. Asta aș vrea să văd pentru uh, Q1 din 2023. Uh, GPP USD este o situație foarte similară, 4 ore vedem cum a lăsat Wick în sus și acum a venit în jos. Dacă avem un candle close pe 4 ore puternic sub acest low, atunci cel mai probabil vom vedea o continuare mâine, un mic retracement, Asia Session, eventual și London și pe aia o continuare de drop către zona de jos pe 4 ore de dement, de unde din nou putem să ne uităm pentru un potențial setup de buy, dar e posibil să vină chiar mai jos, să ia lichitatea înainte de a retesta acele. Haiul, este foarte important să vedem și datele economice cum uh, cum se arată până la sfârșitul anului și, bineînțeles, în începutul lunii ianuarie. Pe gold aș vrea să văd acest low luat, dacă ne uităm pe time frame de o oră, vedem că am avem foarte multă lichiditate. Deci dacă reacționăm din low și îl respectăm și construim și mai multă lichiditate, atunci este posibil să venim fie în zona 2787, fie undeva la 1793 și de acolo o să avem un setup de sell până în 1745. Dacă în schimb vedem drop și acest low luat, atunci din nou vreau să văd retracement în zonele alea și un sell puternic de acolo, pentru că cred că acest low cu siguranță va fi lichidat și după aia din nou, aceeași, același bias și pe gold. Aș vrea să văd, deși știu că în luna decembrie este acel Gold Rush în care toată lumea și prețul goldului în general crește foarte, foarte mult, aș vrea să văd prețul să fie manipulat, să vină, să umple din imbalanțele astea, chiar eventual să ia lichiditatea de sub 1700 și după aia, de la începutul anului, să avem un Gold Rush foarte, foarte puternic și un Price Action Bullish până chiar la nivel de 1850 și chiar 1900, pentru că aceasta este mișcarea destul de mare care se va întâmpla anul viitor, goldul o să aibă un dream am destul de puternic. Cam atât pe cele trei parități pe care le tranzacționez personal, Euro USD GBP USD, mi-am setat din planul, bineînțeles, am avut niște seluri destul de frumoase pentru cei care mă urmăresc și pe Instagram. Am avut primul sell de aici undeva la 1.0593 de unde am luat o mare parte din parțiale în momentul în care am închis acest imbalance de aici de unde am avut și o reacție și o consolidare și am mai avut un setup de sell acum pe New York Open vedem chenarul de New York True Open de la 150 până în acest low am luat profit am închis de fapt toată tranzacția și vreau să văd ce se va întâmpla pe parcursul zilei de azi și de mâine și GPP-ul se de la fel aici a fost un sell destul de riscant pentru că nu luasem Asia High-ul dar eventual am luat și asea High-ul și am am avut continuarea de sell și cel mai probabil ne dreptăm către acest low chiar astăzi și eventual să lichidăm și să avem acel pullback. Pe partea de cripto, aș vrea să văd pe PTC nivelul 18 k fiind retestat, să avem un small relief push, pe care să avem dropul masiv către sfârșitul anului și tot anul viitor să venim către nivelul de 11k. O oportunitate foarte bună de șor va veni pe Ethereum, dacă ne uităm rapid pe chart. De ce? Pentru că avem lichiditate, avem un imbalance care trebuie umplut, avem acest loc care încă nu a fost luat și părerea mea este că Ethereum este în continuare destul de supraevaluat și cred că o să avem un short dar înainte de asta trebuie să avem un push în zonele de 1380-1400, unde personal o să mă uit pentru un trade de short să retestez low-ul de la nivelul de 900-880. În concluzie, pentru această săptămână vreau să văd o presiune și un pullback bullish pe dolar și un pullback bearish pe euro, USD, GPP, USD și gold, după care eventual să continuăm price section-ul bearish pe aceste parități și spre sfârșitul anului sau la începutul anului viitor să vedem acel switch din nou nord flow și o continuare swing de buy pe EU, GU și Gold. Dacă vă ajută acest market outlook, nu uitați să intrați și în canalul Free de Telegram unde mai postez charturi când văd un setup destul de bun. Am postat chiar și setup-ul acesta pe care l-am luat și pe care l-așteptam încă din London Open. Asia High luat și după aia acel drop. Pentru cei care au profitat, felicitări. Pentru cei care nu, încercați să învățați foarte mult de videoclipurile pe care le postez pe acest canal pentru că sunt complet gratuite. Dacă vreți să aflați mai multe informații, bineînțeles, puteți să mergeți pe nfxtrading.ro și să aplicați pentru pe privat. Detaliile din nou sunt în descriere. Spunând și aceste lucruri, vă urez o seară plăcută și ne auzim cu bine în următorul videoclip.